această manifestare, care este una de tradiție la nivel național, sigur, nu are dimensiunea conferințelor mari cu care v-ați obișnuit, care au și o componentă științifică, au și o componentă socială importantă uneori sau deseori. Are însă această manifestare o nișă pe care noi vrem să o păstrăm, pentru că abordarea este una diferită, nu este legată neapărat de noile mecanisme pe care interleuchina 10 le are în rezultarea sepsisului, ci vine în zona practică a cotidianului, a vieții de zi cu zi. E nevoie în mod limpede și de una și de alta. Sigur, într-o universitate e nevoie și de cercetare, dar nu dăm deoparte și nu dăm niciodată deoparte, de fapt, viața reală, cotidianul, formarea profesională a fiecăruia și perfecționarea profesională a altora. Deschidem astăzi a 18-a ediție a cursului CEA. Eu zic că este o cifră respectabilă. Uneori ne-am sărduit mai mult, alteori a ieșit mai natural, au ieșit mai natural edițiile anterioare. Vrem să dăm o dinamică suplimentară împreună cu domnul conferențiar Federeșic, care este șeful clinicii de ATI în acest moment, cu colaboratorii pe care îi avem în clinică, doamna conferențiar Mia Grigorescu, doamna șef de lucrări Lazar Alexandra, domnul Petrișor, domnul Fodor, doamna Fodor, șef de lucrări și asistenții doctoranzii, mari doctoranzii, pentru că ei sunt, până la urmă, așa cum este peste tot, elementul de energie și de forță în orice structură. Sigur, am început puțin cu stângul, aș spune, pentru că dorința noastră de rejuvenare, dacă să zic așa, s-a izbit de tema care este în acest an și care este o temă un picuț mai neconfortabilă în raport cu celelalte teme pe care le are în mod standard cursul CEA. Mama și copilul, punct, reacții adverse, este foarte important subiectul, este evitat de unii pentru că lucrul sau activitatea cu copilul, mai ales cu cel mic, creează cel puțin într-o primă etapă o oarecare preocupare suplimentară, astfel încât cei care lucrează în mod direct în acest subiect și cei care vor ține și conferințe în acest sens, poate că au un atu suplimentar. Anul viitor vom merge pe principiul olimpic, mai sus, mai bine, mai puternic, și până ajungem însă la anul viitor, vreau să-mi permit ca să vă transmit un mesaj de salut din partea doamnei profesor Sanda Copotoiu, care a condus CEA până anul acesta. Domnia sa, ca orice dinamică și profesională și biologică, a ieșit la pensie sau s-a pensionat. Noi, cei mai tineri, preluăm ștafeta, după noi sunt alte și mai tineri care vor prelua, însă, pentru ca să fiu foarte, foarte exact, așa cum le stă bine anesteziștilor, doamna profesor n-a putut să vină dintr-un motiv absolut obiectiv, dar m-a rugat să vă transmit un mesaj pe care am să-l citesc ad literam, mă rog, câteva selecții, pentru că este important și formal, nu numai fondul. Îmi spune așa, ar trebui să mă adresez cursanților, adică dumneavoastră. Astăzi, forma fizică nu mi-o permite, este 18-a manifestare CEA la Târgu Mureș. Te rog, aseară către mine, transmite-le dorința mea ca ei, adică dumneavoastră, să se bucure de ceea ce li se oferă și să se deprindă, să beneficieze cu adevărat important, să beneficieze cu adevărat. Punct. E important de remarcat ascensiunea continuă și modernizarea specialității noastre. Transmite, te rog, mulțumirile mele lectorilor români și celor de departe. Îi asigurăm că informația adusă și exemplul lor nu vor fi irosite. Este mesajul doamnei profesor Copotoiu, pe care vi-l transmit cu drag și din convingere. Și vă propun să o aplaudați. Acum, ca să ieșim din zona formalului, trecem în zona practică. Și nu cred că este cineva în țară care să nu-l cunoască, de fapt nu mai în țară, în lume, care să nu-l cunoască pe domnul profesor Gabriel Gurman. Mie mi-a marcat formarea profesională, când mi-a devenit și prieten a fost deja un câștig fantastic ca relație personală și dacă va hotărâi vreodată să nu mai vină la UMF Târgu Mureș, la invitația noastră, ceea ce nu cred că se va întâmpla, va fi o mare pierdere pe care
doar ca ipoteză o punem în fața noastră. Domnul profesor Gurman, ideal nostru, este doctor honoris causa la universității noastre, este profesor asociat la noi și este cu siguranță omul cel mai iubit din anestezia românească, din România și din diaspora. Domnule profesor, bun venit la Târgu Mureș și vă ofer... Bună ziua! Spuneam adineaur că eu vin la Târgu Mureș din două motive. Unul, ca să arăt că încă mai trăiesc, este o chestie importantă la vârsta mea. Și al doilea lucru, pentru că mă întâlnesc cu prieteni. Mă simt foarte bine. Și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat. Există o expresie în franceză, plus ça change, plus c'est pareil. Cât schimb, cât rămâne același lucru. De ani de zile, auditoriul este tânăr și nu ocupă locurile din față. Eu sunt în față. Este o chestie care... O maladie incurabilă, dar în fine, ca orice maladie incurabilă, trebuie luată ca atare. O să încep printr-o frază care face parte dintr-o altă conferință a mea. De ce ne e greu nou ca anesteziști? Dacă iei pe cineva și spui, da, eu sunt medic, dar știi, eu nu mă ocup numai de bolnavi. Eu mă ocup și de oameni sănătoși. Adică, previi boli? Nu. Eu îi tratez. Cum îi tratez? Uite, mama și copilul. Cezariana, epidurala la naștere și așa mai departe. Prin urmare, asta face parte din caracteristica meseriei noastre și din problematica ei. Pentru că nu ți se permite, trebuie să-mi pun cronometru, nu ți se permite să ai complicații. Pacienta n-a venit să se anestezieze, ea a venit să nască. Așa ca orice pacient care a venit să opereze și n-a venit să se anestezieze. Foarte greu. Și aspectele medico-legale sunt mari. Dar să vorbim despre oile noastre. E vorba de preeclampsie și am ales acest caz care, de fapt, e în aparență banal, dar ca în multe alte cazuri, aparențele înșală. Și din cauza asta, pisica asta râde uneori de seriozitatea cu care noi privim banalitatea. Povestea mea începe în Nigeria, într-o regiune care se numește Zamfara. Cineva a auzit de Zamfara? Nimeni, nici eu. Zamfara este un stat în Nigeria. Nigeria este o mică țară africană de vreo 200 și ceva de milioane, care are nevoie de ajutor permanent și United States Aid ajută printr-un proiect special, ajută și în probleme medicale. O multipară de 32 de ani, în a 36-a săptămână de sarcină, morbid obesity cu BMI de 34, știută ca hipertensivă, are edeme bilaterale, fără niciun fel de tratament, ajunge la spital, e somnolentă, tensiune arterială 178-116, puls 88, tachipneic, bineînțeles, are proteinurie. Știți că se poate măsura cu acetonă existența proteinei în urină, ei n-au acolo cum să măsoare cantitativ și la fiecare 10 minute are o contracție, cordul fetal e slab și din cauza asta medicii hotărăsc să facă cezariană și îi se administrează sulfat de magneziu, bineînțeles. Ok, deci e vorba de preeclampsie, această pacientă are toate caracteristicile clinice ale preeclampsiei. O maladie placentară cu efecte asupra vasculaturii, rinichii, ficatului, cordului și așa mai departe și asupra fetusului. Deci este o maladie care se reflectă și asupra fetusului. Ea apare la cam 6-8% din femeile însărcinate, în special femei tinere și în special în acele cazuri neglijate în care femeia ajunge să vadă pentru prima oară un medic, femeia însărcinată, care ajunge să vadă pentru prima oară un medic în momentul când apar contracțiile. Nu este controlată, nu apare odată la X săptămâni sau luni să fie controlată și împreună cu eclampsia, care este o continuare nefastă a preeclampsiei, mortalitatea e cam de 20%. Nu ne jucăm.
Explicația patofiziologică este foarte clară. Tromboxanul placentar este cel care crește față de prostaciclină, care în mod normal e 1 la 1, produce vazoconstricție, agregații de trombocite, crește activitatea uterină și din cauza asta, din vazoconstricție, circulației uterine, produce o hipoperfuzie uteroplacentară cu ischemie placentară, bineînțeles, cu eliberare de renină care transformă angiotensina în angiotensinogen în angiotensină, prin urmare, toate caracteristicile unei ischemii uterine foarte serioase. Ateroconstricție cu perfuzie, hipoperfuzie tisulară și hipoxie, eliberarea de material trofoblastic, depozitare de fibrină, hipersecreție de aldosteron și toate acestea merg la acele organe de care vorbeam. Ficat, rinichi, cord și așa mai departe. Doamne, este o maladie generală, nici pe departe o maladie ginecologică sau obstetricală. Și ca urmare, uitați-vă lista acestor efecte patofiziologice. Cardiovascular, tot ce vreți, duce până la edem pulmonar. În materie de sistem nervos central, dacă apare coma și convulsiile, e deja vorba de eclampsie, bineînțeles, cu o grad de insuficiență hepatică variat, cu enzime ridicate, vă să zic că nu e niciun fel de problemă a diagnostica, toate aceste aspecte le-am numit patofiziologice, dar de fapt sunt clinice. Bun, care este tehnica preferabilă? Vă zic că un anestezist, anestezistul de acolo, primește pacienta și întrebarea se pune ce fel de anestezie. În general, anestezia generală, să spun, este pentru urgențe. Și asta este cazul de urgență, de fapt. Pentru că femeia trebuie operată urgent. Ok? Sigur că se pune problema de intubație dificile. Orice femeie însărcinată pune probleme de intubație dificile, după cum prea bine știți. Nu vreau să intru în asta. Dar pe lângă asta, există în preeclampsie și un grad de edem. Povestea dintre relația dintre relaxante musculare și magneziu, cum se face analgezia postoperatorie dacă faci numai anestezie generală, epidurala sau spinala, se spune că spinala nu e rea deloc, se spune că dacă poți să faci o anestezie, rachianestezie continuă, rezolvi problemele. Există o întârziere a catabolizării lidocainei, dar noi nu mai folosim astăzi lidocaina. Produce vazodilatație, ceea ce nu e rău, însă trebuie avut în vedere dacă nu e vorba și de hipovolemie, da? Necesitatea de volume replacement și coagulabilitatea. Recent, acum o săptămână, vă povestesc pe scurt, am avut un mock trial la Societatea de Anestezie Israeliană, adică un caz imaginar, cu o judecătoare, păcat că nu vreau să vă arăt pozele, o judecătoare, doi avocați îmbrăcați în togă și cum trebuie, și eu am fost avocatul acuzării, am fost expertul acuzării, într-o problemă în care o pacientă care a trecut o intervenție pentru un aneurism de aortă, endovascular, sub anestezie epidurală, a făcut un hematom epidural cu paraplegie și a început o poveste legată de neglijența de a diagnostica. Vă să zic că povestea cu coagulopatie cu epidurală nu e deloc neglijabilă. Ok, iată ce spune ceea ce am găsit eu în ultimele date din 2019. Tehnica preferabilă în preeclapsie este anestezia regională. Rachianestezia e în ordine dacă nu există hipovolemie. Trebuie ținută tensiunea arterială în jur de 80% din bază și combinația dintre spainele epidurale se pare că este cea favorabilă. Ok. Iar anestezia generală, numai în caz de urgență și atenție, încă o dată, intubație dificilă. Încă două puncte. Povestea este, dacă dai o anestezie care produce vazodilatație și ai o hipovolemie, această balanță trebuie restabilită, ok? Și, nu mai puțin important, de-aia am pus-o cu culoare roșie. Povestea asta nu se termină odată cu extragerea fetusului și pacienta care ajunge în sala de trezire.
îngrijirea trebuie să urmeze cel puțin că 24 sau 48 de ore, după cum veți vedea. Bun. Spuneți-mi, e cineva pentru anestezie generală aici? Poate ridicați mâna. Nu? Nimeni? Deci, toți ați face o anestezie rachidiană sau epidurală? Ei bine, anestezistul nu-i român, de care vorbesc eu. Deci el nu cunoaște lucrul ăsta. Ceea ce a făcut el, a hotărât să facă anestezie generală. Iar iată ce se spune despre intubația dificilă în obstetrică, 1 la 30 de cazuri, 280 de cazuri citate ca de impossible intubation, ok? Foarte greu uneori să stabilești dacă într-adevăr e dificil sau nu să, cum spuneam noi, scuzați de expresie, să bagi mațul, da? Să introduci sonda, așa, și ai văzut o pacientă acum 3 luni de zile, o parturientă acum 3 zile și ai stabilit că are malampatie 2. Ei bine, acest malampatie se schimbă de cele mai multe ori. Deci, medicul a ales anestezia generală. A încercat de 2 ori să intubeze, n-a reușit. A pus masca, ventilație pe mască, a încercat a 3-a oară, n-a reușit, a cerut ajutor, uite că și în Nigeria există cineva care să ajute, și au folosit o laryngeal mask, dar, imediat o să vedeți, ventilație posibilă și au folosit apoi un fast track LMA, prin care, bineînțeles, se poate face intubație. Da? Și a început operația, iată masca, care masca laringeană, care probabil o cunoașteți, e o chestie foarte... Știți cum se numește cel care a inventat laringeal mask? Cine știe? Brain. Nu întâmplător. Nimic nu întâmplător. Brain. Ok? Archie Brain. Un tip care a revoluționat problemele de intubație în anestezie. Nu sunt mulți ca el. Ok. Totul merge foarte bine. Nitrous oxide cu izofluran, un copil cu Apgar 7 și apoi 9, continuă sulfatul de magneziu, pacienta se trezește și este extubată la sfârșitul operației. Și acum, iarăși o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ați să fie extubată această pacientă? Că totul e în ordine. Hm? Nu uitați cât de dificil a fost intubația. Ok? Și există o expresie care am învățat-o de la unul din mentorii mei, decât să plângă mama ta, mai bine să plângă mama ei. Cum se transmit, cum se traduce asta în bani mărunți? O lași intubată, zic eu, și o puțin o idee analgezie și așa mai departe, nu e ușor pentru dânsa, dar tu ești mai liniștit. Ok? Pacienta-i trează, respire, da? Există o posibilitate, da, întotdeauna sau nu niciodată? Ce părere aveți? Da, întotdeauna? Extubați? Nu? Nu niciodată? Ha? În anumite cazuri? Probabil, da? Foarte des? Da, ok. Bun. Cum spune aici în fața perichei care se căsătorește, a multiple choice question, da? Așa am prezentat și eu. Ok, pacienta trece în camera de trezire. În continuare, este supravegheată de o asistentă medicală care are încă 5 paciente în grija ei, tensiune arterială, pulsul, febra și debitul urinar, așa cum se face de obicei. 8 ore mai târziu, asta apare ca un detective story, ca un film polițist, da? 8 ore mai târziu, se continuă infuzia de magnezium, tensiunea însă e 170-110. Nu miroase bine. Tensiunea ar fi trebuit să scadă. Pacienta e oligurică și deodată convulsionează, pierde cunoștința, e dispneică, este chemat un anestezist, încearcă să intubeze, să vă spun că nu poate să intubeze, de la bine, bun înțeles, ok? Cardiac arrest, herniație cerebrală, în ciuda faptului că s-a administrat manitol și pacienta decedează 20 de ore după toată povestea asta și nu se face autopsie. Asta e povestea. Acum,
Toată povestea asta are o explicație, de fapt. Și explicația e departe de a fi medical. E o explicație socio-economică. Nigeria nu are nimic din toate cele care le-am pus sub semn de X, da? N-are prenatal care, n-au suficient mână de lucru, nu există o terapie intensivă în adevăratul înțeles al cuvântului, nici un monitoring deosebit. Prin urmare, nu-i bine să fii însărcinat în Nigeria, dacă se poate. Ok. Ce ar fi trebuit de făcut? În primul rând, această pacientă avea pregnancy induced hypertension și ea trebuia tratată ca atare. Ea nu era pur și simplu o hipertensivă, care este prima cauză de mortalitate și morbiditate. 20% din femeile însărcinate prezintă o hipertensiune, da? Și prevenirea preeclampsiei e foarte dificilă, dacă nu e imposibilă. Din cauza asta, când ai o situație care nu poate fi prevenită, ea trebuie ținută sub control. N-ai altă situație, n-ai altă soluție. Dar pe lângă toate astea, cred eu că am mai învățat niște lucruri. În primul rând, că anestezia epidurală este anestezia de bază. Dacă ar fi fost anestezia epidurală, poate că se rezolvau problemele, pentru că creează o blocadă simpatetică, pentru că scade rezistența vasculară și deci scade tensiunea, pentru că rezolvă problema analgeziei postoperatorii și cu condiția să fie atent la probleme de coagulabilitate, așa cum am discutat, da? Și bineînțeles că dacă se administrează magneziu, e nevoie de o monitorizare a plăcii motorii pentru ca să nu dai, să nu faci un overtreatment. Eclampsia nu este maladie, așa cum am amintit, eclampsia nu este o maladie a unui singur organ. Este vorba de tot ce se poate întâmpla rău, inclusiv trombocitopenie, cu funcție renală afectată, cu funcția hepatică afectată. Și pe lângă toate acestea, inamicul numărul 1 este ceea ce numește HELLP syndrome, adică hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets, cu mortalitate de ajuns de mare. Concluziile, după cum vedeți, sunt o mulțime, dar două lucruri trebuie memorizate. 1. Extragerea fătului este nu cura tratamentul preeclampsiei, este prima fază a tratamentului preeclampsiei. Așa cum am spus, tratamentul, supravegherea, monitorizarea nu se termină odată cu extragerea fetusului. De aceea, tot ce s-a făcut în sala de operație din punct de vedere al monitorizării și supravegherii trebuie continuat 48 de ore. Așa scrie în carte. Și este exact ceea ce a produs moartea pacientii. Deci, o pacientă preeclamptică trebuie continuată a fi observată 48 de ore, un catetere epidural rezolvă problema a analgeziei postoperatorii, semnele vitale trebuie măsurate și controlate, la fel și nivelul magnezemiei, și se pune problema unei monitorizări invazive, adică un cateter de venă centrală sau, așa cum am găsit în cărți de acum 10 ani, o expresie care nu se mai folosește azi, swan ganz. Se ridice mâna, cine a introdus swan ganz în ultimii 5 ani? Terminat. Eu am trăit această perioadă, voi nu vă puteți închipui ce a însemnat pentru noi swan ganz. A însemnat pentru prima oară posibilitatea să vedem ce se întâmplă în inimă. A fost pentru noi ridicarea unei cortine. Nu vă puteți închipui, revoluție. Problema este că după ce am spus supraveghere și monitorizare și invazivă și tot, unde? Ai trei posibilități. Camera de trezire, terapie intensivă sau ceea ce noi numim intermittent care, step down unit se numește. În toate aceste trei cazuri, supravegherea este continuă, adevărat, nu la același nivel. Și trebuie să hotărăști la ce nivel e nevoie de stabilită monitorizare. De exemplu, câteva opinii a unor experți spun așa că domnul Van Geen
spune că teaching and critical care includes să știi să tratezi șocul și eclampsia și să știi că e vorba de multi-failure organ. Acum, multi-failure organ este terapie intensivă. Cineva îmi spunea, când vroia să minimalizezi importanța anesteziei față de terapie intensivă, un vechi guru al meu îmi spunea, știi ce, dragule, zice, știi ce este anestezia? Este protoxid de azot plus terapie intensivă. Păi ce facem noi, îmi spunea el, în timpul anesteziei? Noi facem terapie intensivă, tratăm funcțiile vitale. Iar în 1998 se spune că 70% din convulsii și complicațiile pulmonare în preeclampsie apar în perioada postoperatorie, cu edem laringian, și din cauza asta e nevoie de un mediu de intensive care. Iar în 2004, refresher course spune exact același lucru, un cateter arterial și un palmar artery catheter, încă o dată, Swangans, dar e 2004. Ok? Expresia asta e desuetă, pentru că vine o poveste din 2008 și spune, uite, am tradus pentru dumneavoastră în românește, în anestezia obstetricală, noi metode de monitorizare cardiacă invazivă continuă anunță o nouă eră în care atenția noastră va fi îndreptată spre fluxul sanguin și mai puțin asupra tensiunii arteriale și în felul acesta vom putea primi mai multe informații și vom înțelege mai bine modificările cardiovasculare în caz de preeclampsie și vom putea reduce riscul perinatal legat de această complicație. Prin urmare, oricum ai întoarce-o. E vorba de monitorizare invazivă, continuă, cel puțin 48 de ore după operație. Motivele pentru care această pacientă trebuia să fie transferată la terapie intensivă, preeclampsie, simptome foarte grave, nevoie de tratament cu magneziu și monitoring, postoperativ analgezia, observație clinică continuă și pericolul de multi-vital organ failure. Până aici lucrurile sunt clare, da? Și difficulty intubation, bineînțeles. Oare e nevoie de pus un semn de întrebare că într-o țară ca Nigeria lucrurile astea sunt, n-aș vrea să folosesc un cuvânt rău, state of the art. Așa, se întâmplă. Cu excepția unor foarte puține cazuri, foarte puține spitale, eu știu unde, în Abadan sau nu știu unde. Ok? Și asta e povestea. Nici vorbă de Nigeria. V-am indus în eroare, în oroare. E vorba de Israel. Vreau să vă arăt ce înseamnă Nigeria față de Israel, ca să înțelegeți puțin. Populație 215 milioane în 22, față de 9,5. Mortalitatea maternă 1200 la 100 de mii, față de 7. Mortalitatea infantilă 94 față de 4,2. Life expectancy 54 față de 80. Produsul național brut, 2.085 de dolari pe cap de locuitor față de aproape 50.000. Și atunci stai și te întreb, nu e o rușine? Păi noi avem absolut tot. Și dumneavoastră. Și încă 30, 50, 60 de țări în lume. Nu e vorba de Nigeria. Pentru că dacă era vorba de Nigeria, vă rog să mă scuzați, eu nu duceam acest caz. Că este un afront la adresa dumneavoastră. Să vă prezint un caz din lumea a patra, nu lumea a treia, din lumea a patra. Eu v-am adus acest caz pentru că se poate întâmpla oricând și oriunde. Ok? Și cum se poate explica această crasă neglijență? Anestezistul n-a înțeles despre ce e vorba. Eu nu știu cine era, bă, cazul e real. Nu știu cât de deștept era. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, noi dăm... Da, mai am timp. Noi dăm rezidentului în anestezie mult mai multă libertate și independență. Ne mai vorbim de rezidenții din ultimii ani. Există foarte multe spitale unde nu există specialiști de gardă. Noi nu avem primariat. Cunoașteți povestea cu polițistul care sună la centru și spune... Am prins unul care mergea cu viteză mare și zice că e medic primar. Zice, întreabă dacă a terminat facultatea. Dacă n-a terminat facultatea, atunci e primar. Poate fi și medic și primar. Noi nu avem gradul acesta de primar, la noi sunt specialiștii
Și nu întotdeauna există un specialist 24 de ore din 24. Ok? Spitalul în cauză avea toate facilitățile logistice. Însă, există o înfumurare. Noastră știți că medicul tânăr, la început, se crede adjunctul lui Dumnezeu și apoi când devine specialist, se crede Dumnezeu și apoi când devine, să zicem, profesor, crede că Dumnezeu e adjunctul lui. Această înfumurare. Nu te supăra, ai citit ultimul articol? Scuză-mă, noi nu citim articole, noi le scriem. Asta, sub o formă sau alta, auzi, mai puțin poate printre anesteziști, dar, în general, medicii sunt tot, cum să zic, o ghildă, nu vreau să spun tagmă, o ghildă de oameni care, la care ego, se pare că dacă n-ai un ego bine dezvoltat, nu poți să faci medicină. Nu știu dacă e adevărat. Ego-ul meu, dacă a fost vreodată, e în scădere totală, dar asta e fiziologic, ca multe alte lucruri. Și acum, la sfârșit, ce putem spune în final fiecăruia dintre eroii, așa zis, eroii acestei tragedii? Pacientul, știți ce scrie pe piatra funerară? Ai avut dreptate, erai foarte bolnav. Pacienta era foarte bolnavă. Echipei care au avut grijă, trebuie amintit că cei care nu au învățat din trecut, care nu știu să învețe din trecut, probabil că vor face aceleași greșeli în viitor. Iar noi, ca medici ATI, noi suntem cei care avem obligația de a schimba vechile precepte. Suntem puțini, dar avem în mână cheia succesului, pentru că fără noi nu se poate. Vorbeam de dimineață, am ținut o conferință despre medicul anestezist ca în comparație cu regizorul de teatru. Că nici el nu știe cine, publicul nu știe cine e regizorul și pacientul operat nu știe cine e anestezistul. Dar în mâna noastră se află tot. 10% din numărul total de medici din spitalul în care mai sunt afiliați, Spitalul Universitar Soroca, sunt anesteziști. 10%. Nu interniști, nu chirurgi, nu pediatri. Fără noi nu se mai poate. Fără nefrologi se mai poate. Și fără chirurgi se mai poate. Și fără tot ce vreți se mai poate. Fără noi nu se mai poate. Gândiți-vă, de la bun început până la sfârșit, pe undeva e nevoie de noi. Asta trebuie să ne dea nu numai confidență, dar trebuie să ne mai dea ceva. Importanța respectului față de pacient și față de problemele lui. Și am să închei cu această expresie care mi-mi place foarte mult. Let your smile change the world. Adică, în ciuda tot ce am povestit până acum, trebuie să fim optimiști. But don't let the world change your smile. Vă mulțumesc foarte mult!